Susan Sontag definea scriitorul ca pe cineva mai atent la ce se întâmplă în jurul său decât restul lumii. Vă invităm să-l ascultați în continuare pe omul care a ajuns deja la al treilea volum propriu despre cum l-a ajutat pasiunea pentru scris atât la job, cât și în viața de zi cu zi. În timpul călătoriei cu metrou, trebuia să ajung de acasă până la serviciu, făceam în jur de 80 de minute și e clar că eu am optat pentru a alege cititul, mi-a făcut plăcere să citesc și am constatat că acel timp nu-l mai irosesc. Din cauza asta m-am hotărât și am început să citesc. S-a întâmplat să îmi pice în mână o carte idiotă. După ce am citit această carte, am zis, domne, oare eu nu pot să scriu și eu cred că scriu mai bine decât autorul respectiv? Și chestia asta m-a determinat să vină în cap să scriu. Pentru mine a fost ceva nou să scriu o carte. E adevărat că nu pot să zic că e ușor, nu e nici greu. Depinde de fiecare și depinde de câtă răbdare are fiecare. De ce? Pentru că odată ce ți-ai ales suportul, ustensilele cu care vrei să scrii, trebuie să te gândești și despre ce să scrii. Am avut noroc pentru că mie, de exemplu, ca să scrii trebuie să ai imaginație și îți trebuie o idee, cum am scris în slide-ul ăsta. Eu am avut noroc pentru că imaginație am, iar ideea mi-a venit chiar în somn. Pentru mine a venit sub forma unui vis și în situația mea această idee s-a proiectat precum un film, un vis. Deci a fost ceva foarte, foarte realist care chiar m-a impresionat și când m-am trezit dimineața am fost atât de atras și de răvășit de ideea respectivă încât am pus repede pe hârtie ca să nu o uit. Ce a urmat în continuare, mi-am făcut timp și am început la laptop, am început să scriu. La început e greu, când vezi că e o pagină care de-abia o umpli, după aia urmează a doua, a treia și așa mai departe. Urmează mai multe pagini pe care le umpli. Încep de-abia să realizezi că ai scris o carte, de-abia când ai scris peste 100 de pagini. Cam atunci te uiți în josul paginii și vezi că Word-ul îți spune că ai scris, nu știu, 10.000 de cuvinte sau 20.000 de cuvinte. Ceea ce într-adevăr constați că ești pe calea cea bună. Cărțile le-am editat cu eforturi proprii și eu am găsit un editor la Brașov, era unul mai ieftin, și a trebuit să-i trimit tot, cartea corectată, cu copertă, cu tot. Am apucat și am făcut două coperți pentru ea, am mai șters, am mai pus, mă rog, luate de pe net, poze combinate cu ce m-am priceput și eu. Ideea este că, în sfârșit, i-am dat omului materialul și a putut să mediteze cartea. Nu l-am cunoscut pe om, mi-a trimis cărțile pe un curier, plata am făcut-o ramburs. De-abia la a doua sau a treia, la a doua carte am zis să-i fac o vizită, să îi strâng mâna și să-i mulțumesc pentru ajutor. A meritat oare efortul? Răspunsul meu este dat în imagini. Faptul că am ajuns să scriu și a doua, și a treia carte, asta înseamnă că a meritat efortul. Atât, cum să zic eu, să scriu, cât și financiar. Va
voi edita și următoarea carte care se va chema Nivelul 2, a patra poveste de viață. Ordinea lor este dată de, nu de nivelul respectiv, ci de ce urmează după. Adică o poveste de viață, a doua poveste de viață, a treia poveste de viață, respectiv asta a patra poveste de viață. Nivelul face referire la ceva ce este prins în cărțile mele. Sau cel puțin pe mine m-a ajutat foarte mult. În primul și în primul rând am căpătat ușurința de a citi. Asta e o chestie importantă. Ușurința de a vorbi și cum să zic eu, cartea îți deschide un pic capul. Chiar dacă nu ne dăm seama, după ce citești un număr de cărți, ai subiect de discuție cu cei din jurul tău. Totodată în cărți, indiferent de cărțile pe care le citești, cel care le-a scris îți transmite o idee pe care a avut-o el la un moment dat. O idee nouă este o poveste nouă. Și din punctul meu de vedere, o idee nouă te ajută. Dacă poți să faci și corelații cu ceea ce întâlnești în viața de zi cu zi, eu zic că, că te ajută. Într-adevăr, de-a lungul drumului, când mergem, să zicem, 8 ore până la Cluj sau până la Oradea, ca să nu ne plictisim, povesteam colegilor câte o carte sau câte un film, totodată și nevestei, înainte de culcare, îmi zice, ai, povestește-mi ceva, un film care l-ai văzut tu, că ea n-a avut timp și, într-adevăr, a fost încântată, știi, de chestia asta. Ștefan Cazangiu practică un sport destul de vechi, care încă nu a atins amploarea bine meritată în România, bowlingul. Cu pasiune, eforturi proprii și multă dedicare, Ștefan reușește să se impună în acest sport și a venit alături de noi să ne povestească de unde a început totul. Bowlingul ăsta e un sport, eu sunt pasionat de mult de el. A început în copilărie când mă duceam la Neptun, acolo, pe litoralul românesc. Era un bowling din ăsta, o sală. Acolo am început să mă joc prima oară. M-a captat, acum mai mare încoace, să zic că au apărut și alte oportunități. S-au deschis cluburi, s-au deschis mai multe și atunci, na, cumva ai unde să practici. Dar și principiul e destul de simplu. Trebuie să arunci o bilă pe o pistă de lemn, parchet sintetic, mă rog, și ideea e să dobori cât mai multe popice. Sunt mai multe tipuri de bowling, dar cel mai cunoscut și care e cel mai popular să joacă peste tot este bowlingul la 10 popice. În engleză îi spune 10 pins. Spun care e diferența între bowling și popice. Principala diferență este că la bowling ai 10 popice care sunt dispuse în triunghi, sunt numerotate de la 1 la 10, iar la popice sunt 9 și sunt dispuse în rom. Dacă vrei, în schimb, să joci mai profesionist sau să fii mai mult decât un amator, ai nevoie în principal de 3 lucruri. Niște bile, geantă ca să cari bilele, că nu o să poți să le duci în plasă sau dacă poți să le cari oricum, pantofi, astea în mare. Pe lângă o să mai, ăștia cu bowling-ul trebuie să trăiască și ei din ceva și pe lângă chestiile astea poți mai cumperi o grămadă de multe alte lucruri. Bilele în principal în bowling se împart în două mari categorii, în speță bile de strike și bile de spare. Au aceleași dimensiuni, deci bilele în bowling, toate bilele, indiferent cum le vedeți, diametrul lor e la fel. 8,5 inci, 22 de centimetri pe românește. Greutatea, în schimb, poate să difere și nu este un regulament cu ce bilă, cât de grea poți să dai. Greutățile sunt între 6 și 16 pounds, deci de la 2,7 kg până la 7 kg. Care e diferența între ele? Bilele pentru strike au un miez excentric înăuntru și atunci când vă uitați pe YouTube sau dacă vă uitați sau vedeți,
lovitura e curba, așa dai cu bila, aia merge drept la un moment dat și la un moment dat începe și întoarce. Aia și datorită felului în care o arunci și datorită construcției ei, are un miez excentric înăuntru și ea începe să învârte la un anumit moment. Bilele pentru sper, v-a pus aici trei poze, două poze foarte sugestive. Astea sunt niște bile care n-au excentric înăuntru, oricum ai arunca cu ele, ele merg drept. O traiectorie dreaptă, sunt confecționate de obicei din plastic. Ce trebuie să mai înțelegeți la bile este că bilele se găuresc pe mâna fiecărui jucător în parte, în funcție de mărimea palmei, de degete, cât de groase ai degetele, cum le folosești. Trebuie să mergi la un pro shop din ăsta normal, le găurești. Sunt oameni care știu să găurească, e o întreagă teorie de găurire a bilei. Dar le găurești pentru mâna ta și sunt numai pentru tine. V-aș mai spune un pic despre pista de bowling. Pista de bowling e partea aia frumoasă, care arată așa de parchet și pe care aruncăm cu bila spre popice. Ea are o lungime de 24 de metri aproximativ, e calculată în inci, are o lățime de aproape un metru. Am aici o prezentare a ei și pista se unge. În momentul când o ungi pe o anumită lungime, tu bila o arunci cu mâna, o învârți, ea începe și să învârte, dar patinează pe ulei, pentru că e ulei și ea nu patinează. În momentul când se termină uleiul, ea începe și se freacă cu parchetul, are aderență și începe să intre spre popice. Ideea cu intratul este că dacă intră cumva din stânga sau din dreapta popicelor, șansele să le dărâm pe toate sunt mai mari. Cum se joacă bowling-ul? Se joacă de fapt 10 frame-uri, denumite frame-uri. Un frame are, înseamnă că fiecare jucător poate arunca două bile. Ce e foarte important este că dacă din prima popică, din prima bilă, tu dobori toate cele 10 popice, se numește strike. Pune 10 puncte, pentru că ai terminat 10 popice. Dar ce e foarte important la strike-ul ăsta, ce zicea colegul mai devreme, Dodo, parcă, este că următoarele două bile pe care le vei arunca, punctajul lor ți se va dubla. Dacă în timp arunci cu prima bilă și dărâmi 8, arunci și cu a doua și le dărâm și pe celelalte două, se numește că ai dat spare. Și ăsta are un avantaj foarte mare, pentru că numai prima bilă pe care o vei arunca îți va dubla punctajul. Scorul maxim pe care poți să-l faci în felul ăsta e de 300. 300 de puncte și ăsta se atinge prin 12 strike-uri consecutive. Îți 12 chiar dacă 10 frame-uri, pentru că dacă în frame-ul 10 ai din nou strike, îți mai dă încă două bile. Dacă, spre exemplu, în frame-ul 10 ai un spare, adică dobor 9 cu 1 și ai spare, mai ai dreptul la încă o bilă suplimentară. Noi avem un club la Ploiești, eu sunt împreună cu doi prieteni de-ai mei, este membri fondatori, avem două echipe, o echipă în divizia A, o echipă în divizia B, divizia C nu există, există divizia C de amatori. Da, eu mă ocup de echipa de la divizia B, am funcția de capitan de echipă, power. Da, anul trecut, spre exemplu, am luat locul 3 la Cupa României cu toată echipa, că sportul ăsta se practică și individual și pe echipe. De obicei, individual ești tu singur, la echipe sunt 6 jucători cu 2 rezerve, să joacă tot 10 frame-uri. Mulțumim mult, Ștefan! Acesta a fost episodul cu numărul 8 din proiectul Telecom Cool Talks. Le mulțumim celor doi colegi pentru bucuria cu care ne-au vorbit despre pasiunile proprii și până data viitoare, să ne fie cu inspirație!